O știți pe Laura Nurel din de la televizor, vă prezintă jurnalele de știri în fiecare weekend, iar în timpul ei liber, Laura adoră să scrie povești și să-i poarte pe cititori în diverse colțuri ale lumii. În curând, Laura va lansa a treia carte din cariera sa, Demon. Oana Portase a stat de vorbă cu colega noastră și a aflat care sunt cărțile ei preferate. Bun găsit! V-am pregătit o surpriză. Ediția de astăzi se numește Cu cărțile pe masă și am o invitată specială alături de mine, este Laura Nurel Din. Laura este jurnalistă, scriitoare și iubitoare de cărți. Am rugat-o pe Laura să ne facă un top al cărților preferate, cărți care au un loc special în bibliotecă și în suflet. Laura, sunt foarte curioasă ce ne-ai adus. Uite, vezi, partea asta cu topul pentru mine e foarte dificilă, pentru că nu pot să spun că am o carte preferată forever. Am o carte preferată la un moment dat, o carte care se potrivește cu starea mea din momentul ăla, cu ce-mi doresc la un anumit moment, de la o carte, depinde. N-am putut să-ți aduc, nu i-am mai găsit din nefericire. Cireșari, o carte, o serie, de fapt, care mie mi-a marcat copilăria într-un mod absolut minunat. Vacanțele mele de vară începeau cu Cireșari. Spune ce ne-ai adus. Mi-a atras atenția plânsului Nietzsche. Plânsului Nietzsche, tu ai spus că sunt jurnalist și că scriu și cărți. Eu sunt absolvent de psihologie, sociologie. Iar plânsului Nietzsche este o carte pe care am citit-o în primul an de facultate. Este despre relația chinuită, așa cum e de obicei, din păcate, între client și terapeut. Despre Nietzsche, despre așa cum se înțelegea și se făcea psihologia la acea vreme. Spune-mi despre povestașul. Cu povestașul intrăm în autorii sud-americani pe care îi iubesc foarte, foarte mult. Povestașul este o carte a lui Mario Vargas Llosa și e o carte frumoasă despre un scriitor chinuit de, nu o să zic de niște demoni, că despre asta vorbim un pic mai târziu, de niște îndoieli. Ca toți oamenii, nu neapărat ca scriitorii. În prezentarea mea de pe site-ul editurii Herb Bennett, prezentarea mea așa se încheie. Sunt Laura Nurel Din, povestașă. O carte în limba engleză, Cry for the Strangers. Este John Saul. Puteam să iau absolut orice carte de John Saul din bibliotecă, pentru că e un autor pe care îl iubesc, un autor de romane horror. Îmi doresc și încerc să fac asta în măsura în care pot și în măsura în care înțeleg limba respectivă, să citesc autorii străini în limba lor. Pentru că, și am descoperit asta traducându-mi cărțile pe care știi că le scriu întâi în engleză, așa sunt ciudată, asta e, se pierde foarte mult atunci când traduci. Despre dragoste și alți demoni, pentru că cred că toți suntem bântuiți cumva de demoni mai prietenoși sau mai puțin prietenoși. 320 de pisici negre. De aici vine pasiunea ta pentru pisici negre? A, nu. M-am ales cu o pisică neagră pentru că mi-a sărit în brațe, pur și simplu. Asta a fost soarta. De aici vine pasiunea mea pentru romane polițiste, pasiune pe care am hrănit-o cu drag. Mi-a atras atenția tricoul tău. Spune-mi despre el. Ți-am adus încă o carte. Încă o carte. Iată. De fapt, purți o carte. Port o carte. O carte Rockstar, doar una dintre cărțile Cristinei Nemerovski. Cristina Nemerovski este o autoare pe care o iubesc enorm și un om absolut minunat. Este și soția lui Alex Voicescu, iar ei doi, culmea, ei doi, atât, doi oameni, plus Ana Mănescu, care se ocupă de tot ce înseamnă comunicare, ei doi sunt editura Herb Bennett, editura unde public eu cărțile. Laura, îți mulțumesc foarte mult că ai fost